Să românile, bine ați venit la Onești. Vă rog să ne spuneți care este motivul acestei prezențe aici la Onești. De această dată este un motiv foarte emoționant pentru noi toți. Haideți mai lângă mine. După cum vedeți, suntem toate structurile Ministerului Afacerilor Interne. Avem o doamnă pe care vrem să o felicităm din partea doamnei ministru Carmen Dan, să-i transmitem urările noastre de bine, întrucât domnia sa, cu ghilimele de regoare, s-a născut odată cu România. Dumnea ei a împlinit frumoasa vârstă de 100 de ani. Mulțumesc! Da, iată un gest foarte frumos din partea celor de la Ministerul de Interne. O să mergem împreună cu întreaga delegație să vedem pe sărbătorita noastră, care are 100 de ani. Sufletul și bine ați venit, ceva. Că am ajuns timpul până acum. A vrut și tatăl nostru cerești și toată lumea care m-a ajutat. Doresc la toată lumea care m-a ajutat. Ce frumos! Și acum o să trăim cu toții un moment emoționant, pentru că îmi revine plăcuta și emoționantă sarcină de a vă mâna drapelul țării noastre România. Vă rog frumos să-l primiți. Cu tot foarte emoționant. Și acum o să-l rog pe domnul chestor să vă pună această insignă. Așa, să o desfacem. Să vă punem în piept, să vă decorăm la 100 de ani. Insigna de 100 de ani. Sănătate să vă dea Dumnezeu. Și multă sănătate și viață frumoasă și tai doresc la toată lumea. Jovială, putem să discutăm cu dumneavoastră și să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulți și acum Dumnezeu la toată lumea sănătate. Mai avem o surpriză pentru dumneavoastră. O zi specială, nu se poate altfel fără o sărbătorie cu un tort din partea ministerului. Și pentru că, cum a spus și doamna prefect, 100 de ani, tortul este cu 100 de ani. Doamnei ministru afacerilor interne, doamna Carmen Daniela Dan, care vă transmite așa: stimată doamnă Strate Elisabeta, v-ați născut odată cu România și ați avut privilegiu de a trăi alături de ea 100 de ani de istorie. O istorie nu întotdeauna ușoară, dar una demnă.
Din păcate, nu îi mai avem lângă noi pe mulți dintre cei care au contribuit în acești 100 de ani la dezvoltarea României, așa cum am cunoscut-o noi, cei mai puțini, cu puțini ani de viață. România a fost făurită de cei care au crezut în destinul acestui stat, de cei care au trăit, au muncit și au rămas aici, în ciuda încercărilor sau provocărilor istoriei. România va rămâne România atâta timp cât fiecare dintre noi va crede în ea. Atâta timp cât fiecare dintre noi își va dovedi patriotismul prin tot ceea ce face și cât timp vom avea înțelepciunea de a le spune copiilor și nepoților noștri cu ce sacrifice a fost făurită națiunea noastră. România va rămâne atâta timp cât ne vom respecta strămoșii și eroii noștri, bunii și străbunii. De aceea mă simt onorată ca în acest an să pot transmite respectul meu și urările de bine românilor care își sărbătoresc centenarul odată cu viața. În numele meu personal și al colegilor din Ministerul Afacerilor Interne, primiți, vă rog, cele mai alese gânduri și urări sincere de sănătate. 1 decembrie 1918 este ziua de naștere a României. Cu acest prilej, vă invit pe toți să păstrăm România în dreptul inimii. La mulți ani, cu prețuire, Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan. Să mulțumesc! La mulți ani! Eu am pupat! Aș mai avea 40 și... Păi nu-i nicio problemă! Numai bine și multă sănătate! Hai, mamai, dacă vrei să-i... Sănătate! Să rămână! La revedere! Multă sănătate! 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 Mulțumim de mult! Și venim și la anul! Să fiți tot așa, dacă nu mai bine! Pe care o felicităm, care grijă și o ajută pe doamna, care a împlinit acum 100 de ani. Vă să-i doresc și dumneavoastră să ajungeți peste 100 de ani. Să dea Dumnezeu, dar nu, ea să ajungă și la anul, să pot să vin la ea. Da, ne-a făcut o plăcere deosebită, am fost însoțiți de către cei de la Ministerul de Interne, a fost lângă noi, alături de sărbătorită doamna prefectă, doamna... Coșa, cea care întotdeauna are grijă ca oamenii, ca să fie prezentă în mijlocul oamenilor. Să rămână, doamnă, la mulți ani și din partea televiziunii. Sănătate!
Și să ne vedem cu bine și la 200 de ani. Dumnezeu. Da, Doamne, v-am pupat. Sănătate, da. La mulți ani încă o dată. Mulțumim.